Lucian Bute a câștigat bronzul la mondialele de box de la Houston, apoi s-a mutat în Canada și a trecut la profesionist pentru că a câștigat înainte de limită primele 15 meciuri, a fost supranumit Mr. Knockout. În 2007 l-a învins pe scorpionul Sakio Bika și a câștigat dreptul de a boxa pentru centura mondială IBF. Puțini îi dădeau șanse contra lui Alejandro Berrio, dar în runda a 11-a l-a trimis la podea pe columbian și a devenit doar al treilea român campion la box profesionist după Mihai Leu și Leonard Doroftei. În cariera sa, Bute a luptat în 37 de gale, câștigând 32 de meciuri, dintre care 25 prin knockout, și a apărat de 10 ori centura mondială IBF, din care de 9 ori cu succes. Lucian Bute a deținut centura la categoria super mijlocie timp de 4 ani și jumătate.